Bună ziua și bine ați venit la Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui, la o lecție de istorie specială intitulată Eroul meu. Activitatea este dedicată chiar Zilei Eroilor, celebrată în fiecare an, odată cu sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului, la 40 de zile de la Sfintele Paști. România a fost clădită prin sacrificiul vitejilor care, lăsându-și în urmă casa și familia, renunțând la propriile nevoi și năzuințe, s-au jertfit pe câmpul de luptă pentru dreptate, credință, libertate, pentru întregirea neamului și pentru apărarea patriei. Cine nu are sau nu a avut un bunic, un străbunic, care să aibă marcate în suflet rănile războiului? Strămoșii noștri merită, măcar o dată pe an, să îi amintim și să îi cinstim cum se cuvine, căci uitarea lor ar fi similară cu trădarea. Cu trădarea istoriei, a patriei, a înaintașilor, a propriei persoane. Întreg poporul român datorează recunoștință eternă acestor ostași. Din păcate, în ultimii ani, mass media, fie că vorbim de presa scrisă, online, televizată și așa mai departe, a evoluat de așa natură încât eroii adevărați au fost lăsați într-un cont de umbră, fiind promovate personaje nocive, modele nepotrivite pentru tinerii noștri. De aceea este important, cu fiecare ocazie care se ivește, în instituțiile de cultură și la școală, să le spunem tinerilor că, fără curajul, demnitatea, eroismul, patriotismul, moralitatea unor oameni de calitate, România ar fi arătat astăzi altfel. Pentru această lecție de muzeu, am lansat o provocare elevilor vasluieni. Să intre în pielea noastră, a muzeografilor, să citească despre eroii români, să aleagă personajele care li se par mai interesante și să facă scurte prezentări. Speranța noastră este ca exemplul lor să fie urmat și de alți adolescenți. Avem alături de noi 6 eleve deosebite de la școala gimnazială Ștefan cel Mare Vaslui, din clasa a 7-a, sunt prezente domnișoarele Anastasia Filipescu, Diana Mârfu, Ștefania Dănilă și Sara Petrea, profesor îndrumător, doamna Dorina Carp. De la Liceul Teoretic Mihai Cogălnicianu Vaslui, din clasa a 11-a F, sunt prezente domnișoarele Daria Crețu și Andra Bârcă. Profesor îndrumător este domnul Lucian Sava. Le dau acum cuvântul Anastasiei și Ștefaniei, care vor să vă împărtășească ce au descoperit despre capitanul Grigore Ignat. Între anii 1889 și 1917. Grigore Ignat, 1889-1917, a fost un capitan român căzut eroic în luptele de la Mărășești din cadrul Primului Război Mondial. Capitanul Grigore Ignat s-a născut la 2 august 1889 în orașul Bârlad, fiind fiul lui Ianache și al Elizabetei Ignat. În anii războiului pentru întregirea neamului, 1916-1918, soldații și ofițerii armatei române au săvârșit numeroase acte de curaj, vitejie și eroism. Printre cei ce au luptat cu credință fermă, că niciun sacrificiu nu este prea mare pentru apărarea destinului, a libertății și independenței patriei, a fost și capitanul Grigore Ignat, căzut eroic în zilele Marii Bătălii, de la Mărășul 12 Cantelin din orașul natal. După multe perfecționări, acesta a fost avansat la gradul de locotenent. La data intrării în României, în Primul Război Mondial, 14 august 1916, tânărul locotenent se găsea în regimentul 51 Infanterie Galați, din cadrul diviziei 6 Infanterie. Unitatea din care făcea parte nu a participat la primele lupte pentru recuperarea Transilvaniei, ci a primit misiunea de a se deplasa pe frontul Dobrogei, unde situația devenise dificilă pentru ofensiva declanșată de către armatele puterilor centrale.
Securitatea, comandată de locotenentul Grigore Ignat, a primit botezul focului la 13 septembrie 1916 pe frontul din sudul Dobrogei, unde, după mai multe atacuri ale inamicului, militarii regimentului 51, sprijiniți de focurile mitralierelor, au pornit la contraatac, dușmanul fiind respins în acest sector de front. Tânărul locotenent a participat în continuare cu compania sa de mitraliere din compunerea regimentului 51, infanterie, la ofensiva declanșată de armata română la 1 octombrie 1916 pe acest front, obținându-se unele succese materializate în eliberarea unor localități ocupate de contropitori. Făcându-și datoria cu cinste pe câmpul de luptă, semn de recunoaștere a meritelor sale, locotenentul Grigore Ignat a avansat în mod excepțional la gradul de capitan la 13 noiembrie 1916. În noiembrie 1916, capitanul a participat alături de trupele din regimentul 41-47 infanterie și 51-52, a participat alături infanterie, la luptele grele purtate de armata armata română pe Valea Oltului, la Drăgășani și în jurul capitalei, pentru a opri înaintarea unui inamic superior ca tehnică de luptă și număr. Armanele germano-austro-ungare, condusă de general Mackensen, au hotărât reluarea ofensivei, restrângerea trupelor romano-ruse de pe frontul Moldovei, scoaterea României din război și deschiderea astfel a drumului spre Ucraina. Pe dimineața zilei de 6 august 1917, la ora 6:30, la Mărășești, peste 1000 de tunuri germane au intrat și, timp de peste 3 ore, au aruncat o ploaie ucigătoare asupra tranșelor românești. După aceea, după această formidabilă pregătire de artilerie, infanteria inamică a început să atace în valuri succesive. Atacul a fost îndreptat către sectorul apărat de divizia 13, respectiv intervalul dintre regimentul 47, 71 și 51-52 infanterie. Tocmai în această zonă era amplasată și compania de mitraliere comandată de capitanul Grigore Ignat. Cu toată vitejia militarilor diviziei 13, trupele germane, în ciuda unor grele pierderi, au pătruns în sectorul apărat de această unitate, comandatul de bravul general Ion Popescu. Bătălia de la Mărășești a fost unul din momentele decisive pentru soarta armatei române din războiul de întregire, în timpul căruia, din nefericire, capitanul Grigore Ignat și-a pierdut viața la 6 august 1917. Pentru exemplul său de supremă jertfă, pe câmpul de luptă, a fost dat în ultimul ordin de zi numărul 41-917, în care se spunea printre altele: acest sfârșit eroic îi va cinsti pururea memoria și l-a dus la cunoștința ostașilor țării. Drept pildă vie de înălțător, acum patriotic și sublim, sacrificiu al vieții pentru întregirea neamului. La propunerea generalului Ion Popescu, comandantul diviziei, capitanul Grigore Ignat a fost declarat post-mortem cu cea mai înaltă decorație militară românească, Ordinul Mihai Viteazul, clasa a treia, care a fost emanat soției eroului, împreună cu o scrisoare din partea celui care a propus decorarea. Pilda de eroism a capitanului Grigore Ignat, care a luptat neînfricat până în ultima clipă a vieții, va rămâne pururea vie în memoria tuturor românilor, ea constituind un simbol al luptei poporului nostru pentru independență și unitate națională, o filă glorioasă în fața care ne plecăm frunțile. Vă mulțumim! Continuare despre generalul Mihail Hristodulo Cerchez, vor vorbi Sara și Diana.
Mihail Cristodoro Cerchez, persoana trimitară a secolului al XIX-lea, s-a născut la Bârlad pe data de 8 iunie 1879, familia medicului Nicolae Cristodoro Cereni Cerchez, fiica Hatmanului Costache Cerchez. După studii începute în familie și continuate la o pensiune în Iași la Academia Mihaileană, tânărul de familie bună s-a angajat pentru puțină vreme funcționar la Departamentul Dreptății Ministerului de Justiție din Moldova. În 1856, Mihail Cristodoro Cerchez a intrat în armata Moldovei din regimentul 4 infanterie din Iași. Deși nu avea multe studii militare, acesta a fost primit în corpul ofițerilor și a primit gradul de capitan. Deci, a urcat repede în ierarhia militară, locotenent în 1858, capitan în 1860 și major în 1863. A făcut parte dintr-un grup de ofițeri trimis la un moment dat în Franța, pe tot timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, pentru a asista la manevrele armatei franceze. Cerchez a fost puternic emoționat de această călătorie. Acesta avea o bună cultură, pe care și-o dobândise ca autodidact, și își constituise o bibliotecă bogată, care fusese remarcată și de colegii săi din Asociația Junime. Preocupat de istorie, a făcut primele săpături la Movila Răbuiei, situată pe mășia sa de la Rășești, în județul Fălciu, rezultatele fiind comunicate într-un text care va fi publicat în revista Convorbe Literare. Contextul sociopolitic internațional. Izbucnirea războiului sârbo-otoman în 1876 a determinat România să aibă un sol de securizare suplimentară a frontierei sale de sud-vest. Astfel a fost constituit costul de observație, supus comanda colonelului Mihail Cristodoro Cerchez. Războiul de independență 1877-1878. Mobilizarea armatei române în aprilie 1877 a dus la numirea colonelului Mihail Cristodoro Cerchez în funcția de capitan, comandant a diviziei a doua, apoi a diviziei întâi, infanterie. Acesta a condus trupele române în războiul de independență la Dribița, Bucov, Opanes, Mărdan, Plevna și Vidin. Cel mai important moment din cariera sa militară rămâne fără îndoială participarea la căderea frontului otoman de fortificații de la Plevna. Acesta a participat la capitularea lui Osman Pașa, refuzând să primească sabia sa, pe motiv că nu avea aprobarea domnitorului Carol I. Sabia lui Osman Pașa va fi luată de generalul rus Ganeschi. Pentru conducerea curajoasă și demnă de la bătălia de la Plevna, acesta, colonelul Mihail Cristodoro Cerchez, va primi gradul de capitan general de brigadă la 1 decembrie 1877. Pentru meritele sale deosebite, a fost decorat cu Ordinea Steaua României, în grad de ofițer, Virtutea Militară de Aur, Crucea Trecerii Albânării și Medalia Apărătorii Independenței. Ultimii ani de viață. Viața de militar și de facțiunile care s-a supus an la rând a lăsat urme asupra lui Mihail Cristodoro Cerchez, acesta îmbolnăvindu-se. Deși acerca să trateze în țară și în străinătate, eroul a murit la data de 12 iulie 1885, în urma unei boli incurabile, la Iași, avea 46 de ani. Pietra de măgăr din cimitirul Eternitatea este sobră, dedicată de urmașii săi la câteva decenii după aceea, cu numele generalului ortografiat, ca Mihail Cristodoro Cerchez. Un bust al generalului este amplasat în parcul muzeului din Plevna, locul cel mai important de victorii militare pentru el și pentru trupele române care au luptat acolo. Vă mulțumim! Noi trecem la următoarea categorie, la liceu. Prima care va face prezentarea este domnișoara Andra Bârcă. Bună ziua! Mă numesc Bârcă Andra, vin din colectivul clasei 11 a liceului Mihail Gogălicianu. Și astăzi am ales să vorbesc despre Haralambe Botescu, un eros simbol al armatei române și un doctor al medicinei pe front. Haralambe Botescu, născut la data de 13 august 1874, unde de județul Buzău, și decedat la data de 5 aprilie 1917 la Râmnicu Vâlcea, a fost unul dintre medicii eroi care a murit în timpul primului război mondial, pe timpul epidemiei tifos exantematic. Înainte de a intra în detaliu, trebuie să menționez că am găsit două date ale decesului acestuia. Prima variantă fiind 5 aprilie 1917, pe care am și ales-o și vă voi prezenta puțin mai încolo argumentul plauzibil, iar a doua variantă de 22 ianuarie acelui an.
Înainte, țin să menționez câteva lucruri despre tifosul exantematic, care este o boală infecțioasă și deosebit de contagioasă, patogen transmis de pădurile de corp, care trăiește în hainele infectate, apariția și prezența fiind învățate de condiții de genice precare. Acesta a întemeiat Institutul de Fizioterapie din Călimănești în anul 1912 și Băile Covora în 1914, ambele fiind destinații balneare, și a fost membru consiliului de administrație a societății Corova Călimănești, unde a deținut funcția de administrator delegat al acesteia. Între anii 1891 și 1896 a urmat cursurile Facultății de Medicină din București, a susținut teza doctorat cu titlul Contribuiți la studiul anatomic al mușchiului extensor scurt drosal al mâinii, mușchiul manius, în anul 1900, obținut calificativul foarte bine, mușchiul se află în regiunea antebrațului. A fost atras de domeniul balnear, efectuând călătorii de studiu în mai multe stațiuni, precum cele din Austria, Franța și Germania. A fost de asemenea și membru al Societății Generale a Medicilor, unde a ocupat funcția de vicepreședinte timp de 3 ani, din 1910 până în 1913, și de președinte la, în anul 1915, la propunerea doctorului Ioan Cantacuzinov, care îl puteți vedea în imagine, iar mai sus este Facultatea de Medicină din București, Carol Davila, în zilele de astăzi. Primul lucru pe care trebuie să știm despre doctorul Haralambe Iubotescu este că a fost unul din fondatorii sistemului sanitar românesc, om cu simț al datoriei, care și-a dedicat viața și activitatea în special sănătății oamenilor, nu a ezitat să acorde ajutor soldaților români răniți pe front. În timpul primului război mondial, chiar dacă epidemia de tifoz exantematic se cerea în nenumărate vieți, gest care de altfel avea să fie și fatal. Haralambe Iubotescu a fost și om politic, anume a fost primar adjunct al Capitalei și membru marcant al Partidului Liberal, dar ca medic acestea sa a fost una intensă în slujba oamenilor cu precăderea celor săraci. Amintim în acest sens înțelea de către Potescu a unei rețele de dispensare a cabinetelor medicale, școlare și organizarea serviciului de salvare. Rături de un alt mare medic, Nicolae Minovici, Haralambe Iubotescu a organizat azilul de noapte și cantine pentru săraci. Din păcate, chiar profesia sa și dedicarea cu care își s-a dat pacienții au adus moartea, doctorul Haralambe Iubotescu fiind răpus prematur de tifos, când era inspector la armate pentru bolile contagioase. Acesta contactează boala dată de 5 aprilie 1917 și moare, acesta fiind argumentul pentru care am ales data morții sale. Din păcate, sângele din viață la numai 43 de ani. A fost înmormântat la Iași, dar rămâsele sale pământești au fost aduse la București anul 1927. Așadar, și-a dedicat întreaga viață și activitatea sănătății oamenilor, încercând de răsputeri să-i facă pe mai mare timpuri de atunci, să înțeleagă că educația sanitară este extrem de importantă. Iar în semn de omagi pentru implicarea sa în viața sanitară și socială a bucureștilor, în anul 1928, în capitale a fost înălțat un bust, care astăzi se află pe strada cu același nume. De asemenea, tind să mai adaug un aspect legat de spiritul dedicat al doctorului Haralambe Iubotescu. În cartea lui Constantin Vacalbașa, intitulată București de altă dată, în capitolul numit Razele doctorului Iubotescu, se prezintă modul care acesta din urmă verifica birturile, bodegile, localele de consumație și restaurantele capitalei care, la capitolul genului, nu respectau nicio normă, lucru explicabil având în vedere lejeritatea cu care primăria capitalei trăda acest subiect. De aceea, în spațiul destinate pe repararii mâncării pentru clienți, citez, mișunau muștele și șobolani, grătarul pentru fripturi și mititei nu era curățat, iar produsele din carne, brânză și pește stăteau neacoperite și expuse muștelor, am încheiat citatul. Atunci, pacienții sanitari nu își făceau datoria fie din indolență, fie datorită bacșișului primit, doctorul Haralambe Iubotescu inspecta, controla și, după caz, avertiza, amenda, închidea temporar sau confisca unele de bucătărie care au găsit în neregulă. Se pare că Haralambe Iubotescu era atras cu predilecție de grătarele cărciumarilor din mahalalele orașului care, citez, după obiceiul vremurilor ocupau trotuarul cu mesele pe care erau grătarele cu cărnuri și care îmbălsămau văzduhul cu mirosul cărnaților și flecilor. Încheia citatul. Dacă în urma inspecției exigentului doctor se constata că un anumit grătar era
un pericol pentru sănătatea publică, acesta era confiscat pe loc. Iar scurt timp, în acest fel, s-a ajuns ca în depozitul primăriei capitalei să se strângă foarte multe grătare. De asemenea, doctorul nu s-a lăsat intimidat nici de protestele cărciumarilor, brutarilor, măcelarilor sau negustorilor și nici de discursurile și articolele adversarilor politici. Contrarele sale nu aveau miză politică și vizau comercianții care nu respectau regulile de igienă, indiferent că susțineau partidul aflat la putere sau opoziția. Astfel se explică retarea foarte mare existentă în rândul afaceriștilor bucureșteni și numărul la fel de mare al persoanelor care protestau împotriva ilegalităților, între ghilimele spus, viceprimarului și doctorului Haralan Biepătescu. În concluzie, fiecare persoană are un erou, iar pe mine acesta m-a inspirat pentru prezentarea de astăzi. Demnitatea, puterile sale și succesul său m-au inspirat și de asemenea și lupta sa pe cele două fronturi, lupta cu sistemul sanitar și lupta pe front. Mulțumesc! Felicitări pentru prezentare! Urmează și colega ei, Daria. Bună ziua! Numele meu este Daria Creță, după cum ați auzit. Și ca un început, aș vrea să spun atât. Bună ziua, ni hao, konnichiwa, guten tag. Și o spun așa pentru că un erou nu are limbă, nu are țară. Un erou este oricine vreți voi să fiți. Un erou poate să fie de oriunde și contează cum îl percepeți dumneavoastră pe acel erou. Astăzi, fiindcă este o zi minunat, aș putea spune eu, l-am ales pe Nicolae Tătăranu, fiindcă este pentru armata română un exemplu, și nu neapărat pentru armata în război, ci un exemplu de urmat pentru toți. Politețea lui, demnitatea lui, curajul lui și toate laudele pe care le-a primit și pe care o să le vedeți mai târziu în acest proiect, vreau să vă fie un fel de călăuze în viață și să ajungeți, poate, dacă vreți, în armată, să-l luați exemplu pe Nicolae Tătăranu. În primul rând, Nicolae Tătăranu a fost un erou pe două războaie. S-a născut pe data de 3 octombrie 1890 în comuna Miclești, județul Vrancea. O comună micuță, cu oameni simpli și a decedat pe 13 mai 1953 în București. În perioada 1908-1910, Nicolae Tătăranu a urmat școala militară de infanterie de la București, unde a fost gradat ca sublocotenent. De asemenea, a fost comandantul campaniei 1 de cicliști în perioada între România-Război și a fost promovat ca locotenent în batalionul 2, vânătoare de munte, apoi capitan. Poza aceasta vă reprezintă exact chipiile ofițerilor din primul război mondial, gradați după grade. Aveți majorul, capitanul, locotenentul, sublocotenentul și de asemenea aveți și ofițerii mai mari, cum ar fi generalul sau ofițerul sau locotenentul secund. De asemenea, aici aveți o poză cu uniformele portate de mari ofițeri în primul război mondial. După cum puteți observa în stânga, avem uniforma de capitan, scuzați. Și în partea dreaptă aveți marea uniformă de general. De asemenea, acum vreau să ne punem o întrebare. A fost un patriot sau nu a fost Nicolae Tătăranu? Fiindcă pe data de 16 noiembrie 1916 se dovedește a fi o zi de chin pentru Nicolae Tătăranu, deoarece este lovit în picior, este operat la București și este operat chiar de doctorul Marius Nasta, cunoscut de soldați români ca doctorul care lupta de asemenea pe front împotriva holerei. La puțin timp distanță, pe 5 aprilie 1917, Nicolae Tătăranu fuge din spital și încearcă să treacă linia frontului românesc cu scopul de a nu fi prins. Pe 21 aprilie, Nicolae Tătăranu ajunge la Ploiești, dar este prins și dus la penitenciar. După arest, este judecat și acolo va fi evacuat într-un lagăr de prizonieri din Germania, unde va primi și sentința. Povestea interesantă este că la câteva zile după, alături de alți doi soldați care au fugit din spital,
s-au întors din trenul care îi ducea spre Germania și au fugit din București până în munții Buzăului, unde s-au întors în departamentul lor, iar el a aflat abia atunci că fusese promovat ca căpietan de mai bine de un an. De asemenea, aici aveți harta, harta este în germană, nu poate rău, este harta cu zona orașului unde el a plecat, unde a fugit din tren, mai exact Târgu Jiu. Și liniile de tranșeu reprezintă, de fapt, pentru noi astăzi, liniile pe care el le-a urmat pentru a ajunge tocmai în munții Buzăului. Și acum vom trece la perioada interbelică Paris. Perioada interbelică pentru Nicolae Tătăranu a reprezentat mai mult un loc de, prin care se putea descoperi pe el însăși. A fost lăudat de general francez, inclusiv de Marie Eugène Debene, așa că pentru mine, eu cred că Nicolae Tătăranu a fost un om deosebit. A fost un ofițer util, inteligent, a fost briliant, cunoștea limba franceză foarte bine și era prieten cu absolut toți ofițerii din Franța. Aici, de exemplu, vom trece la un fel de antiteză dintre comportamentul lui și vom afla, a fost la Notre Dame sans Servut. Nicolae Tătăranu urmează școala de război din Paris în perioada 1921-1923 și apoi intră în grația generalului Eugène Debene. Devine atașat militar al României în Franța la 1 octombrie 1928 până în februarie 1931, funcție pe care a exercitat-o până în Bruxelles în 1929, dar și în Madrid în 1930. De asemenea, la venirea înapoi a regelui Carol al II-lea, Nicolae Tătăranu a devenit profesor în cadrul Școlii Superioare de Război. În anul 1940 devine subșef al Marelui Stat Major, iar pe 22 octombrie 1940 acesta semnează protocolul pentru aranjarea chestiunilor militare germane. Și acum probabil trecem la partea interesantă care nu a fost discutată astăzi, al doilea război mondial. Unul dintre, probabil, cred că cel mai sângeros război din secolul 20 și unul pe care el l-a marcat cu tacticile sale militare în campania din Est. Și de asemenea, acum este întrebarea, este acest război cel care l-a numit erou? Campania din Est, după cum puteți observa, pe Nicolae Tătăranu, chiar în partea dreaptă acolo. Nicolae Tătăranu va deveni șef al statului major în cadrul armatei 4, care se luptă la Odessa în perioada 9 septembrie, 30 octombrie 1941. Întreaga luptă de la Odessa a durat, bineînțeles, până în 8 august și 16 octombrie 1941. A primit ordinul Mihai Viteazu, clasa 3, unul din cele mai înalte merite în perioada prin al doilea război mondial, pentru competențele sale militare pe 14 noiembrie 1941. De asemenea, la 4 iulie 1942, este numit comandantul diviziei 20 infanterii, luptând împotriva trupelor sovietice de pe Don. Râul traversat pe 7 august cu o înaintare sigură spre Stalingrad. De asemenea, vreau să adaug că Nicolae Tătăranu a fost unul din cei mai iubiți generali de către armata germană, pe lângă plaudele pe care le-am spus deja că le-a primit, a primit în primul rând sfaturi și i-au fost ascultate sfaturile. A condus armata germană ca pe proprii săi fii. Și a condus, de asemenea, s-a lăsat conduși de aceștia și au format o prietenie care o va scrie mai târziu și în toate lucrările sale. De asemenea, aici vreau să ajung la câteva poze, fiindcă al doilea război mondial nu este un război care trebuie scris pe foi, ci trebuie spus din memoriile noastre. Aici îl puteți observa în partea stângă pe Ion Antonescu, generalul Mihai I, și undeva în spate, cred că în partea stângă, dacă nu mă înșel eu, este Nicolae Tătăranu. În partea dreaptă, sus, este primirea gradelor și, de asemenea, ordinelor militare de către generalul Ion Antonescu, iar în partea dreaptă, jos, este teroarea, numită așa de atât de ofițerii germani cât și de ofițerii români, Catiușa sau orăgile lui Stalin. Erau niște arme foarte puternice, blindate, care aveau puterea de a sfâșia buncăre și chiar tranșee întregi. Iar acum, în perioada războiului, Nicolae Tătăranu a primit laude, cum am spus, din partea generalului Gheorghe Avramescu, generalul Ianeche, dar și din partea lui Ion Antonescu și Friedrich Paulus. A primit crucea de fier clasa a doua și clasa a întâi din partea ofițerilor germani la începutul celor de-al doilea război mondial și de asemenea crucea de cavaler a crucii de fier, care era cea mai înaltă decorație germană a crucii de fier, pe 17 decembrie 1942, anul în care el va deveni de asemenea și general.
În ochii multora, Nicolae Tătăranul a fost și va rămâne pentru noi un erou. În ochii soldaților, el a fost acel comandant care va rămâne prietenos și atent întotdeauna. Iar în ochii istoriei, Nicolae Tătăranu va rămâne o umbră. Acest citat a fost folosit de mine la o lucrare în Germania despre un proces privind campania din Est, despre care nu vă pot da informații, dar vă pot spune că Nicolae Tătăranu a fost discutat atunci și din nou s-au primit, au fost foarte multe comentarii pozitive asupra lui. Și acum, ca să mai tai din informații, probabil v-am plictisit, nu-i așa? Vreau să vă arăt câteva poze din colecția mea personală, pe care le-am fotografiat și vreau să vi le prezint acum. Nu sunt numai despre armata română, dar cum v-am spus, eroul nu este numai român. Avem în partea stângă, 1941, trupele de soldați germani, care intră în Ucraina și se îndreaptă spre Cutul Donului, unul din cele mai importante lupte cu armata română pe care ați învățat-o la istorie. În partea dreapta este pictura celebră a doctorului Kurt Meyer, unde este numită și Madonna de la Stalingrad. Iar în partea dreapta este un exemplu de Crăciun al armatei germane într-un bunker de pe tranșeul sovietic. Apoi, vreau să vă arăt o pictură în creion realizată de unul din soldații germani în perioada 1943-1944, unde se reprezintă armata 6, care se lupta cu gerul și frigul de pe front. Și după cum puteți observa, zăpada și chinul marșului înapoi în Germania. Apoi, dreapta sus, este o poză superbă care mie mi-este foarte dragă. Sunt trei ofițeri germani care pozează în fața unui bunker, un bunker vizibil, ca să vă spun așa, iar în partea dreaptă jos este o armă MP-42 cu rafală de 100 de gloanțe pe minut, ilustrată în acțiunea ei. Și apoi, Cotul Donului, realizarea podului de către soldații germani, apoi salva adusă tuturor ofițerilor morți, cu armele ridicate în sus, iar jos este nămorul pe care ploile de pe frontul rusesc îl aduceau. Și ca să termin așa, să nu termin foarte brusc, vreau să vă spun atât. Să aveți încredere în voi, să fiți curajoși, să iubiți, să nu criticați orice, fiindcă istoria nu este neapărat scrisă de învingători. Și vreau să aveți încredere că dacă ei au reușit să supraviețuiască, așa puteți să reușiți și voi în absolut tot ce vă doriți. Eu vă mulțumesc și sper că v-am adus un zâmbet pe buze măcar. Mie față, cum dorești. Daria va interpreta un cântec de Cătălie pentru a ne introduce și mai mult în subiectul de astăzi. Grei haina militară, șai laila, ține dorul e cu sara, șai laila. Grei haina de cătănie, măi cătană, și dorul e la mărie, bate vântul dor. Militari cu arma în mână, șai laila, bate vântul dur, întoarce măi cătană, caporalul nu-mi dă pace. Stau de gardă în miez de noapte, șai laila, militari cu arma în spate. Când înălțărit e soare, măi cătană, garda sună deșteptare. Vine vreme nourată, șai laila, mândrele cu dor așteaptă, șai laila. Că-i vremea de cătănit, dar vine vreme mortă, șai laila, hai
dacă e caz, n-o să rupă, mă, mai cu dor, mai mândruță, că tănitul nu-i ușor. Mulțumesc! Am să spun și eu câteva cuvinte. Vreau să menționez că pentru prima dată Ziua Eroilor s-a sărbătorit în țara noastră, cele două zile, de fapt, Ziua Înălțării Domnului și Ziua Eroilor, în 1920. În perioada comunistă, mai precis din 1948 până în 1991, aceasta a avut loc la 9 mai, iar din 1991 trebuie să spunem că iar s-a decretat ca cele două zile să fie din nou sărbătorite o dată, prin anumite decrete și anumite decizii a rămas ca Ziua Eroilor și Ziua Înălțării Domnului să fie menționată, să fie sărbătorită întotdeauna la 40 de zile după de la Sfintele Sărbători Pascal. Ceea ce vreau eu să vă aduc în față este o istorie a ostașului sau ostașului necunoscut sau eroului necunoscut, cum mai este. Am niște fotografii, dacă poți să le dai. Fotografii ostașului necunoscut. Mulțumesc frumos! Ideea unui simbol al eroismului a izvorât din dorința de a imortaliza pe cei care s-au jertfit în primul război mondial. Ideea a venit din Belgia în anul 1922, când soldatul belgian a fost desemnat oficial pentru prima dată. La 10 noiembrie 1922, în gara Bruj, au fost aduse 5 sicrie, fiind ales al patrulea sicriu de către un veteran orb belgian, bineînțeles. Și a fost la 11 noiembrie 1922 s-a desfășurat ceremonia de încumare a eroului necunoscut. Până la alegerea oficială a eroului necunoscut belgian, mai multe țări au desemnat acest simbol, numit aleatorul când soldat, când erou, când războinic necunoscut. În Franța la 11 noiembrie 1920, în Anglia la 11 noiembrie 1920, în Portugalia la 4 aprilie 1921, Italia 27 octombrie 1921 și în Statele Unite, odată cu Belgia, la 11 noiembrie 1922. În România, în anul 1921, s-a renunțat la construirea cenotafului preconizat prin legea pentru cinstirea memoriei eroilor căzuți. Cenotaf era un monument care trebuia ridicat. În schimb, s-a renunțat la această idee și s-a adoptat alegerea unui ostaș necunoscut. Pentru acest lucru a fost construit un comitet care avea drept sarcină problema aducerii la îndeplinirea acestui proiect. În prima fază, Măreștiul, vechiul câmp de bătălie, avea să fie locul unde avea să aibă loc solemnitatea desemnării. Decizia a fost amânată până în anul 1923, când la 11 mai s-a dat publicității program care hotăra ca desfășurarea funerariilor să aibă loc în perioada 14-17 mai, iar locul de înfumare al ostașului necunoscut să aibă loc pe terasa cu zavodă din fața Muzeului Militar din Parcul Car. De asemenea, desemnarea propriu-zisă a ostașului necunoscut
prevedea alegerea acestuia din 10 sicrie cu eroi necunoscuți aduse la Mărășești pe câmpurile de luptă de la Jiu, Prahova, București, Dobrogea, Mărăș, Mărășești, Oituz, Târgu Ocna, Ardeal, Basarabia, mai precis Chișinău. Acestea au fost așezate pe un catafalc aflat în fața Bisericii Adormirea Maicii Domnului. O grijă aparte a manifestat Ministerul de Război pentru alegerea persoanei care la 1 mai, prin ordinul 567, Ministerul cerea desemnarea unui elev care să fie orfan de război, din clasa 1, uneia dintre liceele militare cu un comportament moral desăvârșit și cu media, cea mai bună medie la învățătură. La 5 mai 1923, din cadrul liceilor militare din Iași, Chișinău, Mănăstirea Dealul și Craiova, a fost desemnat elevul Amilcar Sândulescu din cadrul liceului de Asturza din Craiova. În ziua de 14 mai 1923, la Mărăsești, a fost ales ostașul necunoscut. Mai târziu despre acest moment, Amilcar Sândulescu consemna: eu m-am dus înaintea celor 10 sicrie, tremurând și emoționându-mă. Stăteam la îndoială, neștiind pe care să pun mâna, dar deodată m-am dus la sicriul al patrulea. Îndemnat de conștiință, am pus mâna pe el. În momentul acela, un mare fior mi-a străpuns tot sufletul și mi-a venit pe buze cuvinte: ăsta este tatăl meu, acesta este tatăl meu. În dimineața zilei de 15 mai, trenul cu ostașul necunoscut, acoperit cu tricolor, a plecat din gara Mărășești spre București. Pe traseu acesta a fost însoțit de generalul Alexandru Gherculescu, precum și de o gardă de onoare compusă din ofițeri ai ordinului Mihai Viteazu. Trenul s-a oprit prin majoritatea gărilor, în schimb, în gările mari a făcut un popas mai mare, precum Focșani, Râmnicu Sărat, Buzău, Ploiești. În data de 15 mai a ajuns în capitală, sicriul a fost dus la Biserica Mihai Vodă, era în acea perioadă zona cea mai înaltă din București, așa, dând posibilitatea celor doritori să se reculeagă pe parcursul celor două zile la sicriul ostașului necunoscut. În data de 17 mai 1923, zi de sărbătoare, înscrisă în calendarul creștin-ortodox drept ziua Înălțării Domnului, dar și ziua eroilor, ostașul necunoscut a fost condus în parcul Carul, unde era amenajat mausoleu pentru adăpostirea rămășițelor pământești ale acestuia. În perioada 1958-1991, acesta a fost mutat din diverse motive la Mărășești. Ostașul necunoscut a fost adus în anul 1991 din nou în parcul Carol, însă nu a fost așezat pe locul care era destinat inițial. Prin grija Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, acest lucru a fost remediat în anul 2006. La 24 noiembrie, osemintele ostașului necunoscut, după exhumare, au fost strânse într-un sac de pânză, apoi așezate, citez, într-un sicriu, respectând tradițiile creștin-ortodoxe. A doua zi, în cadrul unui ceremonial militar și religios, a fost înfumat în mormântul în care își aflase locul în veci în anul 1923, situat în prezent pe explanada din fața Memorialului Eroilor Neamului. Dacă îmi mai dă voie colega mea, am să doresc de înainte. De.
Am să spun despre câteva cuvinte și despre acest mausoleu al eroilor, memorial al eroilor neamului. A fost constituit ca un elogiu al, la început, a fost construit, cum vreau să menționez, în perioada comunistă, și a fost construit ca un elogiu a militarilor revoluționari socialiști. Primul care a propus construirea unui astfel de monument, mă scuzați, pentru cinstirea eroilor, a fost în perioada interbelică de Alexandru Țigara Samurcaș. La propunerea acestuia se dorea să fie construit o replică a monumentului triumfal de la Adam Plessis. În final s-a realizat între 1959 și 1963 de către arhitecții Horia Maicu și Nicolae Cucu, mult mai simplu decât propunerile celui dinainte. Momentul a fost inaugurat la 30 decembrie 1963. În perioada comunistă, acesta a purtat numele de Monumentul Eroilor Luptei pentru Libertatea Poporului și a Patriei. În acest loc au fost plasate de-a lungul timpului cripte ale unor personalități ale perioadei, precum Gheorghe Gheorghiu Dej sau doctorul Petru Groza. Mausoleul a fost gândit ca o necropolă, lucru care reiese și din construirea sa. Poți să mai dai ca să vadă colegii. Așa, asta foarte mai reprezentativă. Așa. Ea a fost lucrată într-un granit negru, pe care erau așezate 5 arcade zvelte plecate cu placate cu granit roșu. Ceea ce vreau să menționez este faptul că după 1991 acestuia i s-a schimbat denumirea în memorialul eroilor neamului. Este prezintă trei ansambluri: Primul Război de Independență, Primul Război Mondial și al Doilea Război Mondial. Ceea ce vreau să vă spun este că în locul, poți să te rog să mai dai, așa. Astea sunt cele trei, cele trei etaje. Și ceea ce vreau să mai, încă. Aici. În locul mormântului, după 1991, în locul sicriului lui Gheorghe Gheorghiu Dej, a fost instalat un grup statuar numit Pe aici nu se trece, care îl prezintă pe regele Ferdinand I și zeița Niche, zeița Victoriei și a mitologiei în mitologia greacă. Această lucrare a fost creată de către sculptorul Ioan Iordănescu în anul 1924. Eu vă mulțumesc. Da. Am ajuns la finalul lecției de astăzi și aș vrea să le felicit încă o dată pe elevele noastre pentru prezentările pe care le-au făcut și în același timp aș vrea să le mulțumesc doamnei profesor Dorina Carp de la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din Vaslui și domnului profesor Lucian Sava de la Liceul Teoretic Mihail Cogălicianu din Vaslui pentru că s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Datorită unor cadre didactice, cum sunt dumnealor, cu vocație, cu iubire pentru disciplina pe care o predau și pentru copii, tinerii noștri rămân aproape de istorie. Îi felicit și pe dumnealor și vouă vă doresc succes în continuare. Mulțumesc!